Atenționarea meteo de vânt puternic a fost în vigoare toată noaptea. Probleme au fost în special în județ, motiv pentru care s-a instituit permanența la instituțiile publice. Nordul județului Gorj se află sub avertizare meteorologică, cod portocaliu de viscol și intensificări ale vântului. Imediat, domnul prefect a convocat Comitetul pentru Situații de Urgență pentru a se lua măsurile în această situație. Am avut și o videoconferință cu ministrul afacerilor interne. Pot să vă spun că pentru început am instituit permanența la prefectură. Pe timp de noapte am avut doi angajați care au stat permanent aici la prefectură. În același timp, în cele 12 comune care se aflau sub această avertizare, s-a făcut de asemenea permanență. Vântul a rupt mai mulți copaci, dar și stâlpi de curent electric. Mai multe sate au rămas în beznă. La Ciuperceni și Dănești au fost câțiva copaci căzuți pe carosabil, însă angajații ISU au degajat imediat carosabilul, nu au fost probleme, s-a putut circula, nu sunt drumuri blocate în acest moment. Au fost probleme, într-adevăr, și cu rețelele electrice. Pe timp de noapte, la Târgu Jiu au fost, în cele două cartiere Bârsești și Ursați, dar și la Stănești, Lelești și Runcu, însă începând cu ora 2, curentul electric a fost remediat, problemele au fost remediate. În acest moment însă mai sunt ceva probleme cu rețelele electrice la Rugi, unde doi stâlpi din lemn au fost rupți din cauza vântului, iar echipele de la Electrica sunt în acest moment acolo. Mai sunt probleme la Zorlești, unde la fel, pe timp de noapte, este o zonă foarte greu accesibilă, nu s-a putut interveni. Și la Rânca a fost viscol, dar fără niciun incident major.